тем дома Чеботару. Стимать пришединте, норат плен, домнош домнор. Дирекция генерала 3, аудит авторитетелор публичи локали, пропуни пленулы, спе экзаменари ша пробари, результатели аудитului бюджетелор ши джестинари патримониу публик, ин кадру авторитетелор публичи, ши интецелор дирисор дин району Флорешти, пе ану 2014. Аудитul ин кауза а авут дрепт скоп верификаре, респектери приведерилор легали ши регламентари ин процесу бюджетар, идентификаре, евалуаре ши фундаментаре потенциалу економик, ши де екзекутаре ши рапортаре келтуелил бюджетаре, администрери ши интегритете патримониу публик. Акциунили де аудит а фост ефтуати интру обцинере пробилор суфиченте ши релеванте спре афурниза о база резонабилы пентру констатерли ши конклузиле аудитлу. Астфел, мисиуня де аудит а констатат практичи де нереспектаре кадру легал, фиинд идентификате инкалкери ши нерегуль, care au afectat procesul bugetar în ansamblu, precum și buna gestiune a patrimoniului public local în perioada auditată care se exprimă prin următoarele. În procesul de elaborare a veniturilor bugetare s-a constatat nivelul de executare și veniturilor bugetare unității administrativ-teritoriale din raionul Florești a variat de la 53,6% până la 552,9%, ceea ce relevă discrepanția în aspect de estimare a veniturilor. În procesul de planificare, veniturile bugetare pentru anul 2014 au fost aprobate la un nivel sub posibilitățile reale de acumulare. În consecință, la unele impozite, taxe, au fost încasate mijloace cu 12,36 milioane lei mai mult față de cele aprobate. În același timp, la alte categorii de impozite taxe, nu au fost acumulate mijloace în sumă de 1,37 milioane lei. Decalajul dintre cifrele stabilite și cele realizate relevă existența derapajelor în subprocesul de evaluare și prognozare a veniturilor, ce se exprimă prin lipsa unor date concludente și veridice privind baza de impozitare. Cele mai semnificative subestimări s-au constatat la impozit pe venit din salariu, la impozit pe venit din activitatea de întreprinzător, impozit pe venit din suma dividendelor achitate, precum și la impozit pe venit din activitatea operațională. Procesul de colectare a veniturilor proprii este afectat de nereguli și nu asigură o administrare eficientă a plății cuvenite bugetelor locale. Autoritățile administrative publice locale din raion nu au dat dovadă de preocupare punctuală și suficientă pentru evaluarea și colectarea tuturor veniturilor proprii provenite din gestionarea terenurilor și bunurilor proprietate publică a unității administrative teritoriale. Nerespectarea prevederilor legislației funciare, lipsa unor proceduri ale controlului intern la componenta dată, precum și exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor de către angajații administrației publice locale, au lipsit bugetele locale de venituri de la gestionarea terenurilor în sumă totală de minim 3849,38 lei și maxim de 5227,39 lei și de venituri provenite de mijloace speciale în sumă de 917,3 lei. Într-o susținere a celor expuse se exemplifică următoarele situații. Nereflectarea în evidența contabilă a creanților de la darea în arenda terenurilor și darea în locațiunilor a bunurilor de administrații publice locale. Nerespectarea prevederilor articolului 10 prim, alineatul 1 din legea 1308. Consiliile locale, prin deciziile sale, nu au stabilit unilateral mărimea plății pentru folosirea terenurilor aferente construcțiilor. Autoritățile administrației publice locale din raion nu au încasat toate plățile posibile de la folosirea terenurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, aferente subiectelor private cu suprafața totală de 22 de hectare, în sumă de minim 327 lei și maxim 1637. Primăria orașul Florești nu a întreprins măsurile corespunzătoare în vederea încasării tuturor plăților posibile de la folosirea terenului proprietate publică a unității administrative teritoriale, aferente subiectelor private cu suprafața totală de 8,329 hectare, în sumă totală de 428,31 lei. Unele autorități administrații publice locale au dat în arendă terenuri agricole fără a petrece licitația publică, astfel, bugetele locale fiind lipsite de venituri în sumă de minim 16,38 lei și maxim 84,37 lei. Diminuări neîntemeiate a indicatorilor cadastrali, procentului și suprafeței terenurilor transmise în arendă de către autoritățile administrației publice locale nu au fost realizate venituri în sumă de 65,36 lei. Ca urmare a folosirii terenurilor în lipsa contractelor de arendă, nu au fost încasate venituri în sumă de 49,39 lei și impozit funciar în sumă de 43,38 lei. Lipsa clauzei în contractul de arendă privind modificarea unilaterală prin acord adițional
a plății de arendă în cazul modificării prețului normativ al pământului, în conformitate cu prevederile legii, fiind estimate în încasări în sumă de 25.35 lei. Autoritatea administrației publice din raion nu a asigurat o administrare adecvată a terenurilor bazinelor acvatice, acest proces fiind afectat de unele deficiențe care au condiționat gestionarea neconformă a patrimoniului public și neîncasarea veniturilor bugetare în sumă totală de 2.383.34 lei. Primăria satului Răduleni Vechi n-a asigurat o monitorizare conformă a procesului de administrare a bunurilor în domeniul public, precum și de calculare încasarea plăților respective pentru locațiunea bunurilor proprietate publică, nefiind calculate și încasate venituri în sumă de 109.35 lei. Consiliul Raional și aparat președintelui Raionului Florești nu au asigurat o monitorizare și administrare conformă a veniturilor provenite din mijloace speciale din locațiune în sumă de 973.33 lei. La efectuarea cheltuielilor din contul mijloacelor bugetare, evaluarea managementului financiar al executării cheltuielilor prin prisma cadrului regulator denotă că acesta nu a avut o tendință de îmbunătățire. Astfel, execuția bugetului unității administrative teritoriale din nivelul 2 și din nivelul 1 din raion fiind afectată de nereguli și abateri de ordin legal. Astfel, la planificarea cheltuielilor pentru anul 2014, unele autorități ale administrației publice locale din nivelul 1 și 2 din raion și subdiviziuni de subordine Consiliului Raional, nerespectând cadrul regulator, au admis majorarea nejustificată a cheltuielilor pentru retribuirea muncii cu 69.35 lei, fiind creată o economisire neîntemeiată a mijloacelor bugetare la capitolul salarizare. Cheltuielile curente pentru retribuirea muncii executate de către unele autorități administrații publice locale din nivelul 1 și 2 din raion și subdiviziunile din subordinea Consiliului Raional, auditate nu au întrunit integral rigorile cadrului legal normativ, fiind admise irregularități care s-au soldat cu cheltuieli neregulamentare în sumă totală de 66.35 lei. Sporul pentru intensitatea muncii achitat de către unele autorități administrații publice locale din nivelul 1 și 2 din raion, subdiviziuni subordonate Consiliului Raional și instituții publice auditate, deși nu s-au acordat peste limitele normative maxime, el nu a fost documentat prin act administrativ de uz intern, prin care s-ar stabili condițiile și conținutul îndeplinirii unei munci cu un grad de intensitate înalt, ce ar depăși atribuțiile de serviciu exercitate lunar într-un regim normal de muncă. Și prin urmare, nu s-a justificat eficiența cheltuielilor publice efectuate la acordarea acestui spor în anul 2014. Unele reglementări în domeniul salarizării nu conțin dispoziții cu privire la ordinea de atribuire pentru șoferi a sporului pentru clasa de calificare 1 și 2 și, prin urmare, nu sunt clare criteriile după care se acordă această plată salarială, ea fiind esențială față de salariul de bază. În esență, cadrul normativ urmează a fi completat cu prevederile de confirmare a claselor de calificare deținute de șoferi prin care se stabilește sporul respectiv. Unele autorități administrative publice locale de nivelul 1 din raion și instituții publice au admis efectuarea în anul 2014 a unor cheltuieli neregulamentare în sumă totală de 83.33 lei, care au fost efectuate în afara competenței autorității publice locale sau instituțiile publice, care nu au ținut de asigurarea funcționării instituțiilor publice și serviciilor publice din unitatea administrativă teritorială respectivă, și anume pentru procurarea biletelor de concert, cadouri și masă de anul nou, sport financiar pentru participanți la cel de-al doilea război mondial și războiul din Afganistan. Unele autorități administrații publice locale din nivelul 1 din raion, auditate și instituții de învățământ preșcolar subordonate, nu au asigurat în anul 2014 menținerea mărimii normei financiare pentru alimentarea copiilor din instituțiile preșcolare. Unele autorități administrații publice locale din nivelul 1 și 2 din raion au administrat ineficient mijloacele financiare din fondul de rezervă, nu au respectat caracterul excepțional și imprevizibil al cheltuielilor și au admis efectuarea unor cheltuieli în mod neregulamentar, cu abateri la procedura prestabilită în sumă de 476.32 lei și contrar destinației și comitetelor legale în sumă de 430.39 lei. Existența unor irregularități și erori la activitatea menajării teritoriului, care au fost determinate de nerespectarea procedurilor regulamentare și achiziționarea serviciilor în sumă de 2,39 milioane lei și efectuarea de cheltuieli neregulamentare și iraționale în sumă de 49,39 milei. Primăriile satului Răduleni Vechi și comunii Rășurecici nu au asigurat disciplina financiară la efectuarea unor operațiuni bugetare și au admis executarea unor cheltuieli în mod nejustificat și neregulamentar în sumă totală de 24,37 milei.
nu a fost respectat cadrul regulator ce ține de efectuarea cheltuielilor pentru servicii de telecomunicații. Aceste cheltuieli necesând a fi reglementate prin regulament propriu la nivel de autoritate publică locală. Lipsa unui control eficient privind conformitatea trecerii la cheltuieli a combustibilului de către două unități în perioada anului 2014 s-a soldat cu admiterea cheltuielilor neregulamentare în sumă de 6,3 milii. Gestionarea neconformă a mijloacelor destinate investițiilor și reparațiilor capitale, care a generat nereguli și erori de tipul executarea lucrărilor în lipsa documentației de proiect elaborată și verificată regulamentar, 2,2 milioane lei, lucrări achitate, dar neexecutate în sumă totală de 40,6 milii, recepționarea lucrărilor cu abateri la cele contractate în sumă de 45,7 milii, lipsa garanției bancare de bună execuție a lucrărilor în sumă de 76,6 milii, cheltuieli neeficiente din cauza neexecutării contractelor și cheltuielilor de judecată în sumă de 71,7 milii, contractarea lucrărilor fără acoperire financiară în sumă de 81,4 milii, procese verbale de neexecutare a lucrărilor recepționate regulamentar în sumă de 390,7 milii, activitatea ineficientă a membrilor grupului de lucru pentru achiziții publice, fapt ce a determinat pierderea mijloacelor financiare din fondul rutier în sumă totală de 1,5 milioane lei. La gestionarea patrimoniului public și raportarea situațiilor patrimoniale, managementul defectuos al gestionării patrimoniului public au generat deficiențe și irregularități care se exprimă prin următoarele. Neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare 24,1 milioane lei, contabilizarea necorespunzătoare a investițiilor pe termen lung în sumă de 9,2 milioane lei, a mijloacelor fixe ieșite cu valoare de 100,6 milii, a obiectivelor în curs de execuție cu valoare de 1,2 milioane lei. Primăria orașul Florești nu a asigurat procedura de casare a mijloacelor fixe transmise în gestiunea întreprinderilor municipale, fiind casate mijloace fixe cu o valoare de bilanț de 60,32 milii, fără a verifica corectiunea perfectării actelor de casare, determinarea uzurii, argumentarea motivelor casării mijloacelor fixe, corespunderea înregistrării agregatelor, pieselor și efectuării controlului selectiv asupra stării tehnice reale lor, ca urmare generând riscul pierderii unor venituri suplimentare. Gestionarea defectuoasă a patrimoniului la capitolul întreținere denotă un grad avansat de distrugere a unor bunuri imobile, clădiri. Primăria Comunii Prajla nu a asigurat păstrarea la nivel corespunzător a stării tehnice a unei clădiri cu valoare de bilanț de 153 milii. Clădirea Casei de Cultură cu valoare de bilanț de 1109,6 milii din Primăria Comunii Rușietici se află într-o stare tehnică avansat deplorabilă, fiind înregistrate distrugeri majore la toate elementele constructive ale imobilului dat, pereții exterior și interior și acoperișului. Lipsesc practic toate ușile, ferestrele, elementele de pardosea și sistemul de rețea electrică. Autoritățile publice locale de nivel 1 și 2, Consiliul Orășănesc Florești, Consiliul Raional Florești, fiind responsabil de infrastructura locală și raională, urmează să-și exprime voința managerială și financiară pentru întreținerea complexului sportiv din oraș Florești și pentru evitarea distrugerii în continuare a lui. Proiectul investițional privind construcția sistemului de canalizare a apelor menajere, a școlii și a două case cu 5 nivele din satul Gura Camici, cu valoare de bilanț 1,38 milioane lei, nu a atins obiectivele propuse. Casele de locuit cu 5 nivele și nici nu sunt conectate la sistemul de canalizare. În prezent, deșeurile reziduale se scurg în subsolul clădirilor și mai apoi în curtea casei, ceea ce prezintă un risc major al unui factor de infecție și afectează situația ecologică din localitate. În opinia echipei de audit, irregularitățile și devierile existente în toate domeniile supuse verificării se datorează managementului instituțional necorespunzător, exprimat prin coeziune insuficientă dintre organele economice, financiare, fiscale și administrative, pentru evaluarea potențialului economic din raion și estimarea bazei financiare aferente bazei de formare a veniturilor bugetare. Lipsa unor proceduri formalizate de control intern, atât la etapa de planificare, cât și la etapa de executare a veniturilor și cheltuielilor. Necunoaștere de către personalul de conducere și de execuție, autorități administrații publici locale din raion, a prevederilor legale privind administrarea și gestionarea patrimoniului public local. E responsabilității unor factori de decizie la exercitarea atribuțiilor funcționale. Necunoaștere de către factori de decizie din cadrul autorității administrații publice locale a prevederilor legale în domeniul financiar contabil sau interpretării eronate a unor prevederi regulamentare. Actualul raport este o sinteză analitică a constatărilor, concluziilor și recomandărilor misiunii de audit aferente exercițiului bugetar.
Sperăm că constatările de audit vor contribui la îmbunătățirea administrării finanțelor publice locale și patrimoniu în conformitate cu principiile legalității, economicității, eficienței și eficacității. În încheiere, solicit plenul să pună în discuție raportul și proiectul hotărârii și să ia act despre măsurile întreprinse de către autoritățile locale din Raionul Florești pe marginea raportului de audit, potrivit căruia, de către primărie comunii Gura Căinarului, a fost încheiat contract de arendă a terenului agricol cu suprafață de 4,39 hectare în sumă de 4,35 milioane. Două autorități administrații publice locale și o instituție publică au întreprins măsuri privind îndeplinirea lucrărilor constatate ca neexecutate în sumă de 273,2 milioane. Mulțumim pentru timpul și atenția acordată. Mulțumesc frumos. Poftim membrii curții și întrebări reveste la raportor. Văd că dumneavoastră de la audit conformitate ați trecut la principiile auditului de performanță. Noi trebuie în primul rând să ne punem scopul să asigurăm legalitate și regularitate. Pe urmă să treceți la 3E. Așa că n-ar fi cazul să confundați lucrurile. Bine? Bine, am înțeles. Asta merge vorba de Gura Hamiș, da? Vorba nu merge. Deci, încă o dată, să delimităm clar tematica auditului. Am înțeles. Cer scuze. Alte întrebări? Tot de la Roșietici, da? Cum e satul celălalt cu casa de cultură? Este da. Cineva? Nu-i? Dar cine ar putea să... Oficiul cadastral este? Vicepreședintele raionului. Domnul Șura. Da. Acestea au fost două clădiri avem construite după acest model. Cu părere de rău de a restabili această clădire a fostei case de cultură este imposibil. Primarul, pe parcursul anului trecut, a reparat o clădire, fiindcă în comună între trei sate, satul Cenușa, Roșietici și Roșietici Vechi. În Roșietici Vechi a fost reparată casa de cultură și cred că noul Consiliu o spui întrebarea pentru totuși a demola această clădire și cu materialele acestea să construiască în satul Roșietici nouă grădinițe. Și după numărul de populație, acolo practic n-are viitor. Dar aceasta este din discuțiile cu fostul primar, fiindcă acolo s-a schimbat primarul, a venit o femeie energică și cred că să asigure totuși să hotărească într-un fel, să nu stăie ca un monument la marginea statului, această clădire. Nu e monument, e monument a prostiei omenești, dar da. Ea are un cost oricare, are un cost de bilanțe, nu poate să nu figureze undeva în documente. Cum? Evident că o să-i vedeți. O să... Păi bine, cum a ajuns iată casa asta de cultură la starea asta? Serafim Alexandrovici, noi am avut și alte obiecte, dumneavoastră cunoașteți. Așa au fost vremurile. Părere de rău. Începem da. Să le restabilim, să le... Asta încă nu e cel mai rău. Dar iată la Sănăteu, că eu n-am fost de mult, dar am fost în 2005. Și este, era acolo o casă de cultură cu un primar de la Partidul Comuniștilor. Da. Nu mă interesează, că potlogari sunt în toate partidele câte implementați. Dar am în vedere gospodari de tipul ăsta. Dar la Sănăteu, că când am fost eu iarna atunci, se vede cândva acolo au fost foarte mari gospodari, deoarece în casa aceea de cultură, podurile cele erau făcute cu aurite, erau podelele făcute cu parchet, dar parchetul de acum era lipsea, ferestrele nu mai erau. Mai este Jighit acela? Nu, de acolo este un nou primar anul acesta, dar acum, după rezultatul alegerilor, dar vreau să spun că casa de cultură necesită reparații. Sunt ferestrele, sunt, nu știu cum atunci nu erau, dar ferestrele sunt. Nu erau sticlele la ferestre. Nu, sunt. S-au reparat. Și acolo era o bibliotecă fără ferestre și m-am uitat că era literatura universală, literatura
sovietic și toate celelalte, și neavând sticle, ningea direct pe toate cărțile astea care costa milioane. Au fost alocate 200.000 și cât ceva s-au reparat. În orice caz, degradarea numai de partea edificiului este stopată. Nu, slavă Domnului Magară, da, aici e... Și vreau să, dacă o să anticipez, au fost postate fotografii de la stadionul Rășănesc, astăzi cu totul altceva acolo, acele scări au fost reparate, însă și clădirea pavilionului de la stadion a fost reparată, așa că de acum nu corespunde, au fost întreprinse măsuri urgente pentru a repara, fiindcă și costurile nu sunt așa de mari, cu părere de rău. Dar am reacționat. Când ne-au arătat auditul, am găsit și mijloace. Nu, slavă Domnul, iată, măcar ceva se mișcă. Asta de acum e îmbucurător, sigur. Poftim, ce aveți dumneavoastră? Da, da, dumneavoastră, vicepreședintele, da. Dacă... În primul rând vreau să mulțumesc echipii care a lucrat destul de, spun că, principal, au lucrat cu toate autoritățile administrației publice locale. Vreau să spun că de unele lacune și neajunsuri care dumnealor le-au raportat aici, noi am cunoscut și noi. Dar așa a fost și situația s-a creat, având în vedere cadrul legal care acum reglementează relațiile dintre nivelul 2 și nivelul 1. Primarii au înțeles și autoritățile publice din nivelul 1 chis absolut independenți, autonomi și de aceea, dar totodată pregătirea cadrelor din teritoriu arată că nu sunt acele cunoștințe, nu este aceea responsabilitate care noi ne-o dorim. În ceea ce privește concret la nivelul 2, noi am fost aici menționați cu darea în locațiune. La moment atunci când s-a început să efectuat controlul, nu erau documentele justificative de la Casa Națională de Asigurări Sociale în privința costului reparațiilor capitale. La moment sunt prezentate, noi o să revenim în fața Consiliului, totuși până la urmă să decide, fiindcă este o decizie, dar nu, vedeți că s-au menționat că nu sunt documentele justificative. Dar acum confirmarea. Dar acum avem această confirmare cu un agent economic. Noi am, pe parcursul acestei perioade, am întrerupt contractul de locațiune, care tot i s-a alocat, adică scutirii, fiindcă nu se încadra în cadrul legal și de aceea suntem menționați aici cu părere de rău că totuși cu privința patrimoniului. Vreau să spun că avem careva greutăți și eu am vorbit și la alte întruniri care au fost petrecute la nivel de guvern în ceea ce privește totuși conlucrarea cu oficiul cadastral. La noi cadastru e stat în stat. Acolo orice informație poftim plătește, știți, într-o măsură oricare aceasta îngreunează activitățile noastre și toate serviciile astea sunt foarte costisitoare. Cu atât mai mult că noi când planificăm bugetul, noi pentru aceste cheltuieli nu putem să le planificăm pentru a lua la evidență acest patrimoniu, de aceea în orice caz, totuși găsim în fiecare an câte o posibilitate de a îndreptăți, fiindcă adică a lua la evidență, s-a început lucru cu instituțiile medicale care le avem în raion, fiindcă noi suntem fondatori și le acordăm și ajutor și dumnealora. Compania Națională îi pedepsește pentru asta, că ei, dacă alocă din mijloacele lor proprii pentru documentarea edificiilor, dar mergem înainte. Alte
În regulă asta numai acel care nu face nimic nu comite greșeli, dar totuși este greșeli, aș spune că mai mult subiective. Vreau să spun că direcția finanță, cu părere de rău, iarăși cadrul legal care s-a slăbit a fost diminuat în privința acelor pârghii care le avea direcția de finanță pentru a-i disciplina pe autoritățile din nivelul 1, chiar și ordonatorii noștri, subdiviziunile Consiliului Raional, dar acum, practic, direcția de finanță este ca numai în plan metodologic acordă consultații, ajutor, dar în rest este foarte limitat. Asta vrem, nu vrem, și vreau să spun că, în general, relațiile astea, fiindcă, părerea mea, poate e subiectivă, dar câteodată se ajunge la un nu prea corect înțeleg autonomia și toate subdiviziunile, chiar și subdiviziunile Consiliului Raional, că noi trebuie să solicităm informații de la, pe noi suntem fondatori la Instituția Medico-Sanitară Public Spitalul Raional, noi solicităm informații, știm că acolo situația e destul de grea, dați-ne decizia Consiliului ca noi să vă dăm informația aceasta. Cine cere? Poftim? Cine? Medicul șef. Păreri de rău. Dar dumneavoastră sunteți fondatori. Vine, vine, în fiecare an noi cel puțin 1 milion, 2 milioane noi acordăm, în afară ce noi avem un parteneriat cu olandezi și în timp de vreo 8 ani am investit peste 30 de milioane de lei în spitalul raional. Asta e datorită faptului că nu toate organele de conducere a raionului, începând de la direcția financiară, își deplinește la justa valoare obligațiunile. Dacă ar face o evaluare a potențialelor venituri dintr-o localitate, să zicem la capitolul impozitare a imobililor, evaluarea imobililor, care e diferența dintre cei ce se acumulează și cei ce trebuie conform legislației și multe, multe alte lucruri, și când le-ai băga în capitolul de venituri proprii și i-ai delega o sumă, nu care o vrea el, dar reieșind din potențialul lui local, ai să vezi și dragostea răparești față de direcția finanțe și așa mai departe. Dacă le permiți sui calare, de ce să nu meargă pățane? Și cheltuielile pot zăvească. Da. Apar pârghise. Mai mult decât atât, eu vreau în ce spun domnului. Da, sigur. Vă spuneți că nu aveți suflet. Cândva guvernul, dacă nu mă greșesc, cu circa 10 ani urmă, a alocat mijloace suficiente pentru inventariere și pentru evaluarea patrimoniului. N-a fost folosit la justa valoare. A doilea. Auditul prezent a identificat semnificative rezerve în parte de venituri și a identificat semnificative rezerve în parte de cheltuieli. Redistribuiți-le la Consiliul Raional ca sursă și în 2-3 ani maxim nu ați terminat cu inventariere și v-ați luat, cum spune, de pe cap o durere. Și încă o dată reiterez, Direcția Finanțe, în afară de atribuțiile legale, are o atribuție foarte importantă, are o pârghie. Cel cu bani, cel cu cuțit și pâine. Cine plângem noi? De ce? Direcția Finanță trebuie să-și exercite. Și atunci și autonomia va fi respectată, decizională și financiară, la orice nivel. Și toată lumea o să vă iubească, inclusiv și medicul șef. Vă asigur. V-ați mai vrei decizii. Nu bine, iată, vorbim de... Bun, neasigurarea înregistrării regulamentare a drepturilor asupra bunurilor imobiliare, 24 de milioane. Aici spuneți că necesită cheltuieli, așa spuneți dumneavoastră, da. Dar îmi spuneți-mi și cheltuieli la contabilizarea necorespunzătoare a bunurilor patrimoniale în sumă de peste 10 milioane de lei. Iată, la contabilizare.
Ce fel de cheltuieli trebuie? Cine? Ce fel de cheltuieli trebuie? Cine? Șeful? Cine poate răspunde la această întrebare? Trebuie contabil cu studii. Posibil aici este, noi am creat o societate pe acțiuni. Realizând un proiect cu GIZ, am creat o societate pe acțiuni și precis că bunurile acestea de asta au fost create anul trecut. Nu, este doamna Greu, da? Ia îmi spune, drăguță, ce e acolo? Domnul președinte, într-adevăr, în raionul Florești a fost creată o întreprindere municipală de salubrizare regională. În cadrul întreprinderii respective sunt asociații cu cota de participare și 10 primării. Și, într-adevăr, și pentru noi este neînțeles faptul că autoritățile publice locale, aceste 10 primării care au partea statului în întreprinderea respectivă, au scăpat în anul 2014 din evidență luarea patrimoniului respectiv în evidență ca capital statutar. Și la situația din 1 iulie vă promitem și vom face informații suplimentare că situația respectivă se va redresa și evidența se va restabili. Dar dumneavoastră n-ați încercat să discutați cu doamna Greu? Cine? Dumneavoastră. Dumnezeu, doamna Greu. Dacă mă te gândești că eu nu înțeleg, păi... Am vrut să zic de cine depinde această situație. Iată, unde ați fost dumneavoastră? Câți ani lucrați în raion? Mulți. 10. În funcție de drept. 10 ani. Păi cum dumneavoastră ați scăpat de vedere aceste lucruri? Eu cred că nu atâta este a direcției finanțe, cât autoritățile publice locale. Aceste 10 deci, primării care au adoptat... autoritățile publice locale... Care au adoptat decizii. Dar la capitolul finanțe, dumneavoastră sunteți boghițari. De ce? Eu cred că mai este un impediment faptul că partea autorităților în crearea întreprinderilor date este pentru prima dată la Florești cu așa capital. De ce? Poate că este și ceva nou pentru toți contabilii din aceste 10 primării și, și a fost o ruptură și între... Și descoperire s-a făcut la Florești, a? Vă promitem că o corectăm la 1 iulie. Nu, bun, noi răbdai eu până la 1 iulie. În direcția de finanță avem 4 unități de contabil, 4 unități, dar avem vacant la situație 2 unități și sunt 2 specialiști doar. Respectivii specialiști se ocupă cu primirea dărilor de seamă de la 40 autorități publice. Absolut. În anul 2014 chiar am prezentat spre sfârșitul auditului informații despre controlurile tematice efectuate de Direcția Finanță în teritoriu. În număr de 36, mi se pare că, controle tematice, unde au fost grupate întrebările de lacunele scăpate de către contabilitățile respective sau neregulamentările constatate, ce ține de respectarea instrucțiunii privind evidența contabilă atât în instituțiile finanțate din bugetul raional, instrucțiunea numărul 93, cât și pe baza al 94. Dar nu este suficient, pentru că controlele efectuate nu se închid doar cu aceea că am constatat. Să stabilește termen de redresare a situației, de a prezentare informațiilor că situația s-a redresat, s-a corectat sau s-a clarificat situația. Asta se cheamă corespondență. Evidența trebuie restabilită atâta timp cât stă contabilul noastră în primărie. Și trebuie de făcut corespondență. Acolo, pe loc. Imediat. Și nu faceți multe consumuri de documente. Asta e birocrație. Asta se cheamă vizite. Vizite, am venit și m-am văzut. Nu, am venit, l-am impus pe contabilul de primărie și se restabilează. Pot și-o plecă. Chiar rolul direcției aici, vă zic că am lucrat foarte mult într-o, nu numai efectua controle tematice, dar și într-o școlarizare respectivii contabili respectivi. Nu prin direct contabilul primăriei și direcția finanță reprezentanței, dar prin crearea unui grup de contabili din primării pentru a face o schimbare de păreri cu cei buni față de cei noi, mai slăbuți sau cei slabi să se școlarizeze de lucruri bune, de ce centrarea a fost în niște contabilități de exemplu sau exemplare. Mulțumesc. Da, normal, e bine, dar știm rezultate deocamdată.
rezultatele, cred că nu este din motivul respectiv. Într-adevăr, avem problema cadrelor. Bine, problema cadrelor nu hotărâm noi aici, o hotărâți voi. Bineînțeles, ea noastră, da. Îmbunătățind situația demografică, îi hotărâți problema cadrelor. Nu o să vă exporte din Chișinău în Florești. Nimic, da. Dar e vorba de faptul că mai sunt rezerve. Dumneavoastră, sunteți de acord? De acord. De acord, da? Avem de lucrat încă foarte mult, parcă le faci multe și se adună încă. Slavă de asta și ne pare rău de... Iată, domnul vicepreședinte, de ce atitudine conducerii raionului față de Curtea de Conturi este atât de negativă? Iată, data trecută, în 2011, din 26 de recomandări expuse în hotărâre, numai, da, 18 nu au fost executate. De ce? Nu erau la nivelul cuvenit, erau ceva fantastic, nereal. Iată, cum puteți comenta dumneavoastră? Eu cred că în 2011 a fost o conducere, cu părere de rău, a raionului. Pe parcurs am avut o perioadă de 4 ani, s-au vorbit și în Republică, dumneavoastră cunoașteți, când a fost un președinte, un alt președinte, un alt președinte. Eu o perioadă de timp am condus. Au fost fluctuația asta și posibil ele au fost pur și simplu ca asta. Nu că e atitudine negativă, eu vă promit că eu și-am vorbit când am vorbit de locațiune aici, în primul rând, data trecută în ceea ce privește la noi, tot a fost atenționat la locațiune. Cred că și-am vorbit acum, sunt toate documente justificative, Consiliul nou format raional o să expună și o să aducem în conformitate prevederile legale. Asta și este problema. Asta este problema și... Știți, eu la problema asta mă uit o leacă mai largă, fiindcă, cu părere de rău, la moment și atribuțiile președintelor raionului au fost foarte simplificate și foarte limitate. Și vrem noi, nu vrem, dar față de... Eu am lucrat în 2003. Și am lucrat până în 2003, am lucrat sub prefect la județ. Ceea ce s-a făcut în ultimul timp, practic, când președintele de raion era președinte, toate instituțiile statului din raion coordonau, nu pur și simplu conlucrau, dar coordonau activitatea lor cu președintele raionului. Acum nu este această, noi vorbim de conlucrare, ea unde există, ori nu. Și deci dumneavoastră n-ați încercat să le cultivați dragostea față de executivul raional? Sunt o mulțime de pârghii. Eu sper că noi o să depășăm împreună toate momentele astea, când părere de rău nu o să conduc partidele, o să conduc organele statului și organele abilitate. Iacă, dumneata, te apropii de... Noi am avut o discuție la audierile precedente, la ora 9. Știți, și mi s-a format un gând foarte trist despre eficiența activității executivilor raionale în teritoriu. Ele au devenit impotente, ele nu pot soluționa problemele, ele nu corespund rigorilor zilei de astăzi. Noi, iată, trăim cu 25 de ani în urmă. Au trecut 25 de ani de la declararea independenței și noi încă nu ne-am lămurit, iată, în patrimoniu, cu luare la evidență, cu luare la evidență contabilă, la cadastru și multe, multe alte lucruri, fraților. Pe urmă, sunteți atât de puțini acolo. Ori ce trebuie de făcut ca să găsiți un numitor comun? Servicii desconcentrate. Aveți și voi o mașină de la pompieri cu roata spartă? Nu mai cred că ajunge la un incendiu la timp și e serviciul desconcentrat. Da. Specialist principal al oficiilor teritorial Soroca, Cancelarii de Stat.
Олеся Долганюк, да? Молодец. Да где и Боеру? Шеф в офисе. Где? У обосит? Да, и плекат, Георгий, кончить мне и фос планификат, что дичи и плекат, вся фон на фара царичи. Но... Да чини? Домна Галина Валянский. Шкит сынтец акуло? Ной сунтем ан трей районе, трей специалишти, плюс держа дой шеф аджункт, шеф официал, специалисту на антикамер, шапте унитец авим. Шапте унитец. Пент в трей районе. Да. Специалист în anticameră, dar și care e situația? Ia-mi spune. Situația în practică în raion se datorează faptului că sunt nu, foarte... Nu, raion, la dumneavoastră regiune, mai mult raionul Florești. Da. Practică e ceea ce ține de lacunile în legislație. Practic, legislația, legile se contrazic, reglementări legale se contrazic. Între ele, chiar ce e... Asta numai pe teritoriul raionului Florești, practic, da? În toată Republica, cred că se ciocnesc... Dar care concret? Dumneavoastră n-ați putea nominaliza care lege cu care se confruntă? Ceea ce ține de legea 1308, privind prețul normativ de vânzare, cumpărarea pământului, și ceea ce ține cu categoriile destinației terenului, deoarece, conform anexei, e indicat acolo patru puncte de stabilire a prețului. Respectiv, la noi apare o problemă ceea ce ține de oficiu cadastral. Noi nu deseori am constatat faptul că la efectuarea lucrărilor de către oficiu cadastral, în planul geometric elaborat de același organ, figurează un mod de folosință a terenului. Când deja oficiul cadastral eliberează autorităților publice locale extrase din registrul bunuri mobile, deja figurează alte date în extrase. Bine, dar ce ești, frații voștri? Voi sunteți ambii serviciu desconcentrat în teritoriu. Da, cum? Dar oricum noi de câte ori nu am intervenit la ei pentru a solicita explicații, ei dau vina de fiecare dată pe autoritățile publice locale, motivând faptul că ei înregistrează datele respective în temeiul datelor care le furnizează lor autoritățile publice locale. De la cadastru nu-i nimeni, da? De la cadastru nu-i nimeni și de fiecare dată când intervenim noi către ei, ei de fiecare dată strâng de umeri și spun că asta e vina autorităților publice locale și ei niciodată nu recunosc. Că ei percep bani pentru lucrările efectuate, dar responsabilitatea nu și-o asumă. Și ceea ce ține de licitațiile, de gestionarea patrimoniului. Noi, poate să confirme toți primarii care sunt, practic ei au fost în mandatul precedent, oficiul în fiecare lună desfășoară ședință comune cu primarii și asta. Respectiv, noi îi instruim, plus la toate le acordăm asistență metodologic. Nu de puține ori le-am recomandat lor ceea ce ține... Deja când au fost făcute modificări în legea 1308 de stabilirea unilaterală a plății pentru folosința terenurilor aferente, să adopte decizii ca să percep banii respectivi ca aia, unii țin cont, alții nu țin. Ceea ce ține de licitațiile publice, cu toate că, conform articolul 64 din legea privind administrația publică locală, este stabilit faptul că actele de organizare a licitațiilor se prezintă oficiului spre control obligatoriu, deseori licitațiile respective nu ajung la noi și practic noi nu putem duce o evidență strictă a lor, cum gestionează, ce dau ei în arendă și care este. Practic noi nu avem nicio pârghie. Chiar recent am avut un caz la Coșernița. În anul 2014 a fost dat la expus la licitație un bazin acvatic. S-a ridicat prețul final de expunere la licitație până la 500 de mii. Au fost vânzare sau... Nu, darea în arendă. Respectiv, a parvenit o solicitare de la un participant la licitație. Noi am solicitat pachetul respectiv, am constatat încălcările comise.
am mers în instanța de judecată. Practic, instanța s-a expus, a anulat pachetul de licitație, din câte cunosc, deja partea opusă a atacat deja hotărârea instanței. Nu, bine, mulțumesc. Cetatea ați reparat, ați dat în exploatare, totul bine? Cetatea, eu sunt responsabil de raionul Floriești. Da, cetatea e dată în exploatare la Soroca, dar eu... La voi e strict acolo, împărțând între cei șapte, da? Câte raioane aveți? Trei? Soroca, Drochea și Floriești. Mm-hmm. Și practic licitația... S-a hotărât problema aceea cu stația de salubrizare, de purificare a apelor reziduale în Soroca, o cisnă e Sorujenie. Nu, e rezolvat. Așa își scurgă cele 2600 de tone, așa își se duc pe zi, drept în Nistru, lângă cetate, la o 30 de metri de cetate. Da. Și practic vreau să menționez că noi ca oficiu practic nu avem nicio pârghie. Am sesizat și Centrul Național Anticorupție cu cazul cu Coșernița. Cu toate că am constatat ulterior în instanța de judecată a fost depus o cerere convențională împotriva oficiului de pășirea atribuțiilor și mai nu știu ce. Aveți voi, folosiți pârghiile care le aveți. Folosiți toate pârghiile, e clar cu voi. Mulțumesc frumos. Dar unde e Șaranmet? Domnul Matei e în locul Șaranmet. Nu e clar, dar pe mine mă interesează Șaranmet. Tot în concediu, domnul Șaranmet. Ah, în concediu. Nu, bun. Domnul Matei, unde? Care? Dumneavoastră, da? Da. Cu, iată, acumularea tuturor impozițiilor, care e situația? Cum, cu rău platnicii lucrați dumneavoastră? Respectiv, cum se impozitează bunurile materiale? Respectiv, comparativ, dacă să luăm anul 2014 sau la moment acum, restanța față de autoritățile publice locale, am drept bugetul local, ei nu reprezintă un pericol pentru sau într-atât de eficient la acoperirea cheltuielilor sau prognozarea lor pentru anii viitori. Că ei nu intră atât de mari și acei care sunt la noi uneva reprezintă restanțieri de cei care... Cum se referă în raport, este o bună parte din restanță la evidență specială acolo. Acestea sunt întreprinderile, majoritatea dintre însele sunt în procedură de insolvabilitate nefinisată, adică sunt în procedură și asta restanță se deține la evidență specială până la finisarea hotărârilor judecătorești privitor la insolvabilitatea dumnealor. Și avem și restanță respectiv pe toate primăriile, din 40 de primării, de acolo ea, câtă vreme e... Deci acum, dacă vin calculele prin august, ea respectiv se execută. La moment, noi față de ce se referă la imobil, la funciar, prin primării, o bună parte se încasează cu reducerea care se acordă la contribuabili și la cetățeni. Până la 1 iulie, uneva se încasează la 50-60-70%, primării sunt și încasate la 80% de pildă de impozite și taxele locale. Da. Bine, mulțumesc. Întrebări? Către domnul Matei. Domnul Matei, spuneți-mi, vă rog, care este modalitatea de evaluare a obiectului casului de locuit în raionul Florești? Ascultați-mă până la urmă. Cu procentul de finisare 50 și mai mult, care o depășește 3 ani la data începere, care este modalitatea și cum o faceți? Aici, pentru a lărgi baza impozabilă la capitolul dat, adică de a lua la evidență procentul de executare la obiectele date, aici necesită o conlucrare de plină între organe. Eu înțeleg, dar nu teorie. Eu teorie o știu. Vreau practic. Cum faceți? În practic, aici noi lucrăm cu serviciul de colectare din oraș Florești și cu... din orașul Mărculești și Ghindești, că aici bunurile imobile mai multe sunt deja la evaluare și datorită la informația din teritoriu sau de acolo privitor la procentul de executare și actele de acum care sunt date în
executate, să decide... Domnul Matei, la concret vorbim, e teorie, o știu de mulți ani în urmă. Vreau practic cum faceți. N-are importanță în care primării. Cum? Cine vă înaintează, propune, vă înștiințează, câte case nu-ți date în exploatare de atâta perioadă, cine apreciază procentul ăsta? Nu faceți nimic, probabil, de atâta nu îmi puteți spune. Serviciile de colectare mai mult lucrează, informația de acolo vine. Câte imobile au depășit termenii de construcție din raion? Iată întrebarea care v-a înaintat-o domnul Troce. Eu, ca lucrător de la inspectorat, să vă spun termenii de depășire, nu vă pot spune acum, la moment. Clar, da, mulțumesc. Da, păi. Dar care e în compartimentul de cheltuieli a bugetului raional componenta transferului de la bugetul central, da? Bugetul raionului a avut 65% sau 66% transferuri la bugetul de stat și diferența 34% sau 35% venituri proprii. Bine, iată, este 65%. Care cheltuieli efectuați din transferuri de aici, de la centru? Investiții, achiziții, aveți ceva? În mare parte, transferurile în anul 2014 s-au fost îndreptate autorităților publice de nivelul 1 prin relații interbugetare, ca urmare a verificării veniturilor proprii și volumului de cheltuieli normate, care a fost anul 2014, 15 schimbe procedura de acum. De aceea, în mare parte, transferurile se duc la bugetele de nivelul 1, inclusiv la cheltuieli curente, din ele salarizarea și procurările alimentației, adică cei ce sunt servicii și mărfuri. Nu. Eu nu aș spune că transferul la bugetul de stat, chiar n-aș putea să afirm, să duc la cheltuieli capitale. Dar de ce spuneți că preponderent se duc la bugetul la bugetele de nivel 1? Finanțat? Pentru că acum au rămas numai grădiniți și școală. Dar fondul de salarizare sau bugetul de bază era școală și în bugetul era. Ce spuneți că majoritatea sunt în școală? Așa e, anul 2014, așa e, da. Formula de finanțare ne obligă să ne oprim transferul și la bugetul raional. O leacă am scăpat școlii, că în 14 a fost la noi. Mulțumesc. Mulțumesc mult, domn. Bine, da. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Ina Litra. Câte case de cultură ai, copilă, iacă? În raionul Floreș, la momentul de față, există 56 de case și camine de cultură, 56 de biblioteci, și avem 26 la momentul de față colective cu titlul model. Mă întreabă de casă. 56 de casă și camin de cultură. Într-așa mod, casă de cultură avem 7. 7 case care sunt foarte variabile. Da, la Trifănești, Roșietici, Prodănești, Ivanovka, Iliciovka. Nu, la Sănătăuca s-a făcut reparație, este deja. Restul casele sunt bine, bune. Nu, slavă Domnului, dacă de 7 tot e mult. Și dacă sunt așa stare... Sperăm că la momentul de față să ne străduim prin intermediul și primarilor care vin la conducere acum să reparăm aceste case de cultură. La auditul viitor o să fie 10, trebuie să înțeleg. Nu. Nu. Au fost mult mai multe, dar s-au reparat. Vedeți acolo, casă de cultură, mi se pare că mai folosesc fără alt scopuri, fără casa mijloace de mod oficial. Deci, vrem să vă spunem că ne străduim, mai avem o politică și ne străduim ca casele și căminile de cultură să fie ca centre culturale care să prestează mai multe servicii. Da. Știu că avem... Deputat în primul parlament. Doamna primar este alături și vă răspunde. Da, da. Acolo noi avem semnale că lucrurile nu stau bine. Verificați. Poate. Este doamna primar și o să vă răspund la concret, dumneavoastră, această întrebare.
Imposibil, da? Da, sigur, poftim. Domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, vreau să prezint un antipod al Casei de Cultură din Roșietici, dacă cineva poate să, eu știu, să prezinte o imagine a Casei de Cultură de la Bășinești, Casa de Cultură, care nu este Casa de Cultură, dar conform declarațiilor finanțatorilor, este un centru social regional, multifuncțional, care a atras în ultimul an 3 vizite de peste hotare. Au fost administrații publice din toată România, au fost lucrători de administrații publice din toată România, au fost lucrători de tineret din, bravo, 30, de țări, trebuie, din 30 de țări din Europa și ultima vizită a fost la 23 mai. Aici eu am lucrat și am atras 10 proiecte, în valoare totală de 3.219.000. Pot să le descriu că ar fi o idee... Ei, nu trebuie dar de nu descris, trebuie. Dar dacă ea nu e în așa stare, de o stare acum, bună, sunteți bravo. O să vă trimit o imagine pe e-mailul dumneavoastră, vă rog, să acceptați. Cu mare plăcere. Este extraordinar, fiindcă este extraordinar ca arhitectură, construită în anul 1960 de seamă cu mine și are arhitectura Teatrului Mihai Eminescu cu coloane și ornamente specifice. Nu, bravo, bravo. Am avut și moștenit și am lucrat. Ceea ce este interesant este faptul, domnule reprezentant al Curții de Conturi, că această instituție, spre deosebire de mare majoritate a acestui tip de instituții din Republică, s-a transformat într-adevăr un centru multifuncțional, unde avem și teatru social și nu trebuie să descriu toate tipurile de activități culturale, dar unde este și sală de fitness, și sală de fizioproceduri, și teatru și sală multimedia, și care în același timp prestează, adică are mijloace speciale provenite din arendă, care sunt redicționate la procurarea unor bunuri foarte importante. De exemplu, la moment, pentru acest centru pe care îl arendează cetățenii simpli de sat, care nu au putere să facă evenimentele familiale la restaurante din Chișinău și din Bălți și din Florești, ei arendează această sală cu o sumă mică și se procură, eu știu, 920 de obiecte de porțelan polonez, pentru că și acești oameni simpli de la Bășinești să facă un eveniment. Foarte bine, utilizați după necesități. Da. În interiorul aceleași instituții. Dacă mi-ați oferit cuvântul, aș vrea să mai spun că această ședință noastră arată a suta oară cât este de important auditul intern pentru o instituție special publică. Dovada acestei afirmații a mele este faptul că atunci când noi implementăm proiecte europene în mod special, auditul, sau noi raportăm auditorului, nici nu contabilului, de exemplu, de la Soros, dar auditorului care vede dacă totul este corect. Și îmi doresc sincer ca în următoarea perioadă Direcția de Finanță ne-a transmis nouă scrisori cu faptul că legislația prevede auditul intern, dar văd că nici dumnealor singur n-au făcut-o. Acest control de la dumneavoastră în primărie pe care o conduc ne-a arătat rezerve de consolidarea bugetului foarte importante, pe care încep să le realizez. Chiar aseară am avut vreo 3 decizii ale Consiliului Local care prevăd aceste recomandări. Acum o să spun și despre niște probleme, de exemplu, cu privire la dreptul de proprietate al unităților teritoriale administrative de nivelul 1. Noi avem bazin acvatic de 16,71 hectare. Dreptul de proprietate conform hotărârii Guvernului 1202 ne aparține nouă, dar oficiile cadastrale nu vor să înregistreze acest drept de proprietate. Acum închipuiți-vă că cineva folosește acest iaz, spunem, de 16 hectare, spre deosebire de alți oameni care plătesc arenda, el nu plătește, sunt condiții inegale. Acest teren, am fost, domnul Urechianu, și la Ministerul Justiției, și la Agenția Apele Moldovei, și la Ministerul Ecologiei și Mediului, și nu am putut rezolva această problemă. Dacă dumneavoastră puteți interveni, că ne aparține nu conform acestei hotărâri.
am ratat venituri de sute de mii. Domnul Rechean, a doua problemă este următorul fapt. Noi primarii din Republica Moldova suntem conștienți că în următoarea perioadă vom trăi din banii noștri. Primarii care nu au relații corupționale cu agenții economici, da. Nu au relații de corupție cu agenții economici. Doar aceia vor avea putere ca să impună agenților economici toate arenzile, toate plățile și așa mai departe, și care nu s-au compromis. Acum, noi avem nevoie ca să fie evaluate bunurile imobile ale persoanelor fizice, fiindcă impozitul care este plătit acum este infim, este foarte mic și aici este o rezervă de consolidare a bugetului, fiindcă pe aceasta noi vom trăi. Al doilea lucru vreau să zic în privința instituțiilor de învățământ care stau în cacheolul de la Direcția de Finanță, printre altele eu nu văd rolul administrației publice de nivelul 1, fiindcă sunt primar de 8 ani și la 4 etaje, puțin când m-au putut să mă oprească din muncă, să-mi încurci sau să mă ajute real. Adică, dar am luptat și gimnaziul din localitate a devenit persoană juridică separată, care acum administrează un buget egal cu acel al satului. Ei au 1 milion și ceva și noi avem 1 milion și eu am 1 milion ceva pentru 2500 de locuitori și ei pentru 170 de elevi. Aceasta înseamnă că e bine când se delegează bugetele anumitor unități sau, înțelegeți, fiindcă ei sunt mai atenți la gestionare. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna primar, și vede că dumneavoastră cunoașteți problema, sunteți bravo. Este acea problemă care s-a adresat doamna să atragem atenție. Voi o cunoașteți? Să-ți găsească o descriere, recomandare instituțiilor de care depinde soluționarea acestei probleme. Vă gândiți cum formulăm ca să acordăm ajutor. Șef adjunct al Direcției Educație. Dar unde e șeful, Larisa? Dar șeful unde e? Deci eu vreau să zic că perioada când au lucrat colaboratorii Curții de Conturi, deci domnul șef Iurie Cernopischi era în concediu medical. Încă e Cernopischi la voi, da? Dumneavoastră cred că îl cunoașteți. El e veșnic acolo la voi. Și, poate e plecat la Cernăuz, de unde e? Aici. Este pe loc. Asta este și motivul aflării mele aici. Nu, bine, lăsăm. Foarte bine că ai venit dumneata, dar am o întrebare. Spune-mi, te rog, care e bugetul în domeniul educației și din buget, care e partea bugetului care cu direcția finanțează activitatea extrașcolară în raion? Deci vreau întâi să încep de la faptul că în raionul Florești sunt 49 de instituții, 11 licee, 33 gimnazii și 5 școli primare. Din ăștia 49, 26 sunt ordonatori secundari de buget și 23 sunt ordonatori terțiari. Asta înseamnă că 26 sunt la autofinanțare. Ceea ce ține de buget. Deci bugetul la capitolul învățământ avem 130 de milioane cu transferuri cu în bază de formulă. 130 de milioane? Ceea ce ține de transferuri categoriale, avem 90 de milioane, componenta raională 8 milioane și fondul pentru educație inclusivă. Bine, în jur de 1 milion. Activitatea extrașcolară, care-i costul problemei la noi? Deci în raionul sau Florești nu-i avem deloc. Nu. În raionul Florești noi avem un centru de creație a copiilor. În centru de creație, în centru de creație în jur de 360 de elevi și avem și școala sportivă, tot 340-360, deci variază copii. Ceea ce ține de buget, avem, da. Mai avem școala de arte, mai avem școala de arte plastice, total bugetul instituțiilor și avem activitățile de odihnă. Asta tot e concentrat în Florești. Da. Da, dar ceilalți copii? Avem filiale. Avem filiale în tot raionul și la școala sportivă și la școala de arte.
și de arte plastice mai puțin cunosc. Avem filiale în întregul raion sau într-o parte din localitățile raionului, undeva în 15. Deci, eu nu întâmplător am abordat problema asta. Ei parcă nu e foarte importantă pentru cineva care nu cunoaște problematica în adânc. Dar prin lipsa activității extrașcolare, cu păreri de rău, autoritățile publice locale și centrale contribuie la niște dezvoltarea activități. Huliganismului, la drogarea copiilor, la umblata asta fără niciun țel pe drumuri și pe câmpuri și furturi și mai departe. Chestia asta a fost lichidată de un gentleman care s-ar face foarte aparent în activitatea publică, locală, centrală. Nu vreau să numesc familia, numai decât ce că venind, eram și eu pe atunci membru guvernului și n-am fost de acord, pentru că Chișinău costul problemei era 16 milioane de lei. Și când ăștia m-au strâns de gâta ei mei, am spus că voi nu uitați la prostiile care le tirajează cei de la centru. Noi am avut și vom avea în Chișinău activitate extrașcolară. Deci e foarte important acum ca cumva să contribuim la formarea unui concept sănătos de viață la copii și mai departe. Nu bun. E foarte bine că aveți această activitate, faceți tot posibil să o extindeți în tot perimetrul raionului. Asta e principalul. Printre altele, câți copii se odihnesc azi în taberele de odihnă? Deci, noi avem tabăra de copii din Cucurești de Sus. Prin decizia Consiliului, 1600 de copii, 4 tururi, a câte 400 de copii. Acum suntem în turul 2, din data de 15 începe turul 3. Așa. Da, avem 360 de copii, turul 2. Numai o tabără funcțională. Da. La câte sate aveți voi? Câte? 60 sau cât? Avem 40 de primării și 74 de localități. 74 de localități. Domnul președinte, noi avem 8.000 de elevi în toate instituțiile. 8.600. Numai 8.600? Da, numai 8.000 au fost, 400. Ia spune-mi, te rog, câți ați avut susținători la bacalaureat acum? Deci, dacă vorbim de susținerea examenilor de bacalaureat și dacă comparăm cu anul precedent, anul ăsta este mai bine. Deci bine, este peste 50% susținere. O minute. Asta e niște frazeologii de a duce în eroare. Mi-e interesant să spuneți. Avem 250 care au susținut examenele, 60% au susținut, balul mediu e 8 pe raion. Deci dacă vorbim de examen de bacalaureat, avem 404 candidați în anul acesta, 2015, din cei 404, deci au susținut 296 de elevi candidați. Da. 70 ceva de procente, da? E mai înalt procentul decât este țara. Mai înalt decât anul trecut, când am avut 46%. Și e mai mult decât pe țară. Da. Dar media câte? Nu știi. Nu pot să vă zic o medie exactă acum, fiindcă datele sunt în procesare. Nu, datele de acum au fost publicate pe țară. Dar nu au fost calculate. După contestare, deci noi am ridicat duminică de la contestare. Aha. Rezultatele abia. Nu, bine. Dacă se poate, domnul președinte, o problemă tot legată de odihna elevilor. Părere de rău, anul acesta, nu știu de ce, oferta noastră a fost respinsă de Casa Națională de Asigurări Sociale și ne-au pus niște probleme adăugătoare. Pentru, așa aș spune, un motiv, un pretext așa formal, la moment când când a înaintat pachetul de documente, exista o datorie la bugetul public, asta e primăria Cucurești de Sus. Când s-a deschis tabăra, de acum nu era. Au fost 1800 de lei. Pentru asta oferta noastră a fost exclusă și practic acum tot povara odihnei de vară a căzut pe ei. Și eu și-am observat încă, fiindcă noi am insistat să ne prezinte
lista care au participat la licitație. Părere de rău, au fost excluse instituțiile bugetare. S-au dat prioritate la SRL-uri, tabere particulare, dar este care erau bugetare au fost excluse. Nu știu, când au fost, cât au petrecut Ministerul Muncii, nu era nicio problemă. Dar acum îi spun că prima dată n-au experiență, dar nu știu de ce aici i-a dus capul ca să... Experiență e vorba de altceva, cred că de lipsa de surse financiare, asta e. Da, da, putem măcar proporțional, dar nu la unul să-i accepte, eu înțeleg că... Bine, noi vom lua în calcul, iată, poziția dumneavoastră, dar nu putem să vă promitem, fiindcă nu depinde de noi, dar vom lua în calcul pentru viitor. Bun, ce întrebări aveți dumneavoastră? Nu, eu nu pot să vă spun că duceți-vă acasă, culcați-vă pe urechea dreaptă, că gata. Banii s-au pornit. Nu e posibil așa lucru. Acum trecem la un regim mult mai auster de existență și sigur că trebuie fiecare leu să fie cheltuit după destinație. Ce să-i faci dacă e așa e situația? Așa, din reprezentanții entității n-a rămas obișnuit nimeni. Poate aveți vreo întrebare, ceva. Poftim. Ați conlucrat cu echipa de audit? Bun, auditorii, aveți ceva de adăugat? Nu aveți. Membrii curții, aveți ceva de comentarii? Potențial, după cât se vede, este atât profesional, cât și material, trebuie de mobilizat. Și important, consecutivitatea. Mai ales autorităților care sunt mai puțin politizate. Schimbă primele persoane, dar autoritățile trebuie să-și facă meserie. Și atunci, un raion care este destul de integru, destul de așa, cu o suprafață și populație mai sus decât media pe Republică, cred că s-ar putea multe lucruri de făcut. Cu resursele, cel puțin cu cele care au fost identificate, dar ele nu sunt identificate la justa valoare. Asta e așa, o diagnoză incompletă. Deci vă dorim ca să aprobați o foaie de parcurs, un plan de acțiuni și până în toamnă, ca să puteți bugetul pe și până în toamnă, ca să puteți bugetul pe anul viitor, să luați în calcul aceste rezerve. Auditorii noștri au identificat tendințele. Iată, și tendințele și cele pozitive, dar, bineînțeles, că cele negative. Și dacă dumneavoastră îți percepe aceste lucruri la justa valoare, multe lucruri pot fi îndreptate spre bine. Vreau să spun că potențialul dumneavoastră, potențialul instituțional, este mult mai înalt decât în alte raioane. Cât raionul mai aproape de Chișinău, cu atât e mai trist socoteala, fiindcă cei mai bunișori din raion șterg la Chișinău lucrează. Trăiesc aici la o distanță de zeci de kilometri și sigur că vin aici și lucrează aici, prin diferite structuri. La dumneavoastră este o altă situație. De aceea, eu cred că trebuie să faceți concluzii, trebuie să faceți concluzii și din raportul de audit din ședința precedentă, care nu l-ați executat. Noi ne adresăm către dumneavoastră ca să fiți conștienți că noi nu avem alte interese decât bunăstarea raionului, bunăstarea locuitorilor și noi nu suntem cei care venim cu măciucă în teritoriu pentru a ne răfui cu cineva. Eu cred că dumneavoastră ați sesizat. Iată și echipa de audit care a fost, n-a venit cu niciun rele intenție și n-a venit să caute nu știu ce și așa mai departe. Noi suntem deschiși, transparenți în activitățile noastre și sigur că, iată, tipa Roșuietici, Casa de Cultură, sunt strigătoare la cer, fiindcă această casă, dacă n-ar fost
distruse prin niște modificări pe interior, se putea de făcut și o grădiniță de copii bine mersi, că e cu două etaje, ved, dar s-a procedat așa cum s-a procedat. Sigur că mai multe componente sunt vinovete în cele care, în general, la situația care o avem în țară la acest capitol. Iată, noi chiar astăzi, în audierile precedente, am făcut o, așa, o apreciere. Eu aș spune plus minus 10 miliarde de lei care sunt într-o stare, iată, așa cum vedeți dumneavoastră, dacă nu chiar mai mult. Sigur că aceste 10 miliarde de lei noi nu o să le găsim niciodată și o să trebuiască să muncim când ne vom îndeșteptăți pentru a utiliza la justă valoare, iată, aceste bunuri materiale care ne-au mai rămas ca moștenire. Dar, de fapt, și pe vremea Partidul Comuniștilor spuneau că ultimul țar, ultimul împărat a fost foarte rău. Foarte rău. În plan negativ, că a lăsat Uniunii Sovietice bunuri materiale numai pentru 70 de ani. 73. De ce? Era foarte rău țarul. Așa și noi. Bine. Deci, aș fi bucuros ca acest audit să fie de bun augur și pentru dumneavoastră. Eu v-aș orienta ca dumneavoastră să vă dați foarte bine seama că potențial mai este și să mobilizați tot potențialul ăsta ca la justa valoare să vă valorificați ceea ce mai, a mai rămas și mai aveți și sigur să folosiți potențialul uman, bunurile, pentru trebuie ca iată divergențele astea între nivelul 1 și nivelul 2, ele erau inevitabile, că atunci când vorbim despre descentralizare, ele sunt aparente și o să apară. Dar este și a doua parte a acestei independențe. Eu chiar am și eu o leacă de idei de primărie, mai multe raioane, Brecene, Nene Noi, Chișinău, și când am văzut că atunci au ieșit acei vreo 400 de primari care au venit în Chișinău, în capitală, pentru o cerere, deci, autonomie financiară sau autonomie mai lărgită în această situație. Eu mă gândeam cu tristețe la ei, fiindcă ei pur și simplu nu prea înțeleg starea lucrurilor. Vrei autonomie? Iată auditul precedent de astăzi. Atunci când, să zicem, imobile, case de locuit, eu nu invidiez, eu dimpotrivă susțin și aș interzice categoric să fie criticați cei care investesc în construcția imobilului. Noi trebuie să lăsăm următorilor generații măcar ceva. Măcar material, dacă nu le-am lăsat altceva. Că în plan cultural am degradat complet. Deci când eu eram copil, în sat, largă, Breceni, era nu casa asta de cultură, de 1000 și vreo 300 de locuri, dar era un club când ședem pe ultimul rând, trebuie să-mi cumpăr o oceană de asta, un binoclu ca să văd ce arată pe ecran. Dar erau, și, Doamne ferește, piese diferite, le montau flăcăi și fetele din sat, în școală o mulțime de sărbători, veneau mulțime de artiști din Bucovina, din Chișinău, chiar pe atunci, Sulac, Bieșu, unde se mai duceau, Munteanu, dar acum unde, cine-i invit, în care sat? Unde-i? Eu de lucram, las, ia că se vorbește, băi, ia că era comuniști la guvernare. Scuzați, vă rog, eu eram secretarul 2 Comitetului Național de Partid Brăceni, când întâlnem în perioada când strângea roada, veneau 10-15 scriitori
Și iată, eu le organizam întâlnirile pe deal acolo la combaine unde lucrau oamenii cu scriitori ăștia și așa mai departe. Acum cui în cod de scriitori și întâlnirile astea pe ei? Și multe alte lucruri, adică cu regret nu am luat-o într-o parte, dar cu regret cu apele descăldătoare îmi pare că am aruncat și copilul. Ar fi vreme ca să ne mai revenim o leacă la minte, să ne aducem aminte că avem și tradiții și suntem un popor care a avut o cultură, dar noi în acești vreo 25-30 de ani îmi pare că am spălat și nuanțele cele care le-am avut. E dureros să spui așa ceva. Multe clăci ați făcut dumneavoastră, doar pentru a arăta, dar normal de la sine. Sau campaniile este de, nu știu cum se mai numesc ele, cetele de flăcăi, de Crăciun, de Anul Nou. Veneau și eu, eram cu un căluț pe acolo, între dinci, la fete ne duceau, ne primeau până dimineață. Dansam și așa mai departe. Acum atât e uitat. Am o poletră, mutrele albastre, când am fost la Sănătău, când în 2005 și-am muți în minte. Era ora 11 ziua și mutrele cele cum albastre, ca sfecla, știi, de nasul albastru, casă de cultură, așa de mult cultură, fără ferestre, podul aurit, dar ferestre nu erau sticlele. Scaunele rupte toate și mai departe. Adică, eu de ce vă spun lucrurile astea? Să păstrăm bunurile care le avem, să le luăm la evidență contabilă și la cadastru, să le păstrăm, fiindcă altele nu o să fie. Nu o să fie și nu o să fie cadou de la nimeni. Nimic nu este fără plată. Chiar nici brânza din astea, din astea care prinde capcană, de prins șoareci. Numai acolo parcă e fără plată. Dar până la urmă e invers. De ce, fraților, vă orientăm în plan pozitiv? Aveți potențial, aveți posibilități. Parcă nu sunteți indiferenți, parcă simte iată, spiritul ăsta de echipă. Vă rugăm foarte frumos să iată acest raport, să-l discutați la ședința, Consiliului Raional, să elaborați niște planuri de activități, să nu vă împotmoliți numai în împărțirea posturilor de lucru pentru care partid și așa mai departe, și la partid tot uitați, nu la numai denumire, dar și potențialul. Că și asta are foarte mare importanță. Și sigur trebuie de început de a gândi sinistrător. Iată m-a impresionat doamna primar foarte mult. Este bravo. Iată și proiectele astea. Atrageți acolo unde este când stai acasă, spui că e imposibil. Sigur că e imposibil. Dar să cauți, vei găsi. Cine caută, găsește. Și cu cui găsește, dar găsește și... Deci... și unele soluții pentru localitate. Și e foarte bine că Casa de Cultură e multifuncțională. Dacă nu le trebuie la unii, le trebuie la alții. Și totul este în mișcare. De ce e că dacă asta se transformă într-o casă de cultură multifuncțională sau casă de nunți, iau ce sală mare. Acolo sunt vreo 24 de metri pe vreo 40. Cred că a fost o casă de cultură de vreo 400 de locuri. 400 de locuri. Ia uite. Vezi, dar mă zic că eu nu cunosc nicăieri. Nu bine. Vă mulțumesc foarte frumos. La revedere.